43 ori 29, le-am făcut la 2. Păi tu vrei să spui că poți să spui că faci rezultatul ăsta deodată? Nu, nu pot așa. Nu poți spune? Mai puteți calcul 43 ori 29. Așa. Dacă nu vreau să spui. Eu îi dau deodată rezultatul, vrei să-ți dau deodată? Spune acum? Da. Dar dacă greșesc, mă ierți? Da. Bine. Dacă mă ierți, atunci am să spun rezultat. Măi, știi cât fac acolo? 29. Da, 29. Uite, dar de unde ai știut, mă? Era 42 ori 29. Era un 29 în plus. O, asta ăla rămâne. Aici sunt 400 de ani de 29, Nicole sunt 42. Și dacă i-a scăzut de cei 42, un singur rămas, un singur 29. De ce înseamnă? Muncim acolo. Hai să-i convingem. Și pe prieteni să-i convingem. Asta e matematica, mă, cu șmecherii. Da? Învățăm de asta așa, de mai mare drag. Hai să vedem. Deci, cum a zis, facem mai întâi înmulțirea 43 ori 29. Dă-i drum la lucru. Dar el o sesizat, când mă șmecheriți acolo ceva, nu-i pentru mine. El a realizat, faceți 43, 49 și apoi scădea. Asta. Azi muncească de două ori. Ei, bun. Da. Deci ceva i s-a părut că trebuie analizat, dar trebuie pătruns și mai adânc. Și mai adânc și atunci ghișițul este foarte interesant. Trebuie să mă ajuți aici, că iarăși am greutăț. Nu ori trei. Sau nu ori. Nu, știți că n-am trebuit. Păi nu, dar mergem o dată împreună. Tu știi că trebuie să-mi dictezi ca să pot... Hai, te rog frumos, că rămânem... Deci, 9 ori 3? 9 ori 3 este egal cu... 7. Păi nu 7, mai nu. 7, nu. Scriem? Nu. Scriem... 7 și 2 reținem. Dar câți dacă trebuie nou ca să... 27. De unde știu? Sigur este așa? Adică 3 de al 9? 30. Aaa, deci 3 ori 9, tu ai zis așa, ai avut reperul 30, îți credem un 3, că nu sunt 10 de al de 3, ci sunt mai 9. Deci 27, 7 și 2. Da, așa trebuie să ne explici. Eu vreau tabla mulțime să ne explici acum, că nu mai îmi permit să scriu vreo trăsnare de asta. Urmă. Hai, te rog să mă aducem la treabă. Numărul 4 este egal cu 80. Numărul 4, 80. 32. 4, 9, 32. Sigur? Da. Numărul 4. Numărul 4 este egal cu 36. Sigur? Și cu 2, 38. Păi deci 36, că tot nu înțeleg. Deci 36. 40 minus 4, 38. Aaa, deci 4 ori 9. Când ar fi fost 4 ori 10, 40, să vedem un 4 și de aceea fac 36, da? Deci ai reperul că 4 ori 10, vezi, după ce ai depășit pe 5, imediat te duci la, spre 10, că vine mai ușor pe măsură, da? Da? Când 9 se apropie de 10. Da. Deci 40, ai spus foarte bine, 40 minus 4, ce la 36. Deci 4, 9, 36 și cu 2, 36 și cu 2. 36 și cu 2, 38. Acum, 2 ori 3. Nu știu dacă mă rog. Hai, mă rog, dar nu lăsa aici, lasă pe celălalt. Că facem împreună. Da. Da, Mario, te rog tot timpul să mă ajuți, pentru că interesul meu este... ca prietenii noștri să înțeleagă foarte bine că la comandă ești tu. 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6. Punem 0 aici în mine, da? Da. 2 ori 4 este egal cu 6. 2 ori 4? 2 ori 4 este egal cu 8. 8. Și acum? 1237. Da. 4. Da. 1 și... Deci 1 și cu 3, 4 și cu 8, 12. 1247, da? Da. Hai să facem acum 40 și cât? 42 ori 29.
Te rog să mă conduci, hai. Nu știu. Unde? Aici am greșit ceva? Dacă am greșit ceva? Da. Unde? Hai să vedem. La 2 ori 3. 2 ori 3. 6. 6. Așa. Mi-a scris aproape așa 5. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Acum a revenit imediat, da. 1247. Da. Te rog, așa e să facem. Hai, 42. 42 ori 29. Începem. Da. De ce mai facem 42 ori 29? Păi nu, avem și aici 42 ori 29. Dar putem să facem 1247 minus 29. Putem, da. Tu ai așa mi-ai promis că facem mulțirea și eu vreau mulțirea. Până la sfârșit să vedem dacă de așa. Hai să facem mulțirea. Că am văzut noi că avem, adică nu avem precizii 100% și deci trebuie să insistăm pe ea. Nu, ori 2? Nu, ori 2 este egal cu... Nu, ori 2 este egal cu 18. Scrie 42, hai te rog. 42 ori 29. Da. 18, 8 și 9 le ținem. Da. Numărul 4 este egal cu 36. Da. Și 1, 37. Da. 0, 8. 2 ori 2, 4. Da. 2 ori 4, 8. Întragem linie. Da. 8, 1. Da. Și 12. 12. Și acum, din 1247, scădem pe 1218. Da? Deci 1000 minus 1218. Și care este rezultatul trebuie scăderii? 23. Da? 3 sau 2? A, 2. 2, atenție, da. Multă. Că ne-am împrumutat. Cu 8 din 7 nu se poate. 8 din 17. Da. Și aici a rămas 3. 1 din 3, 2. Nimic, nimic. Deci rezultatul cât este? 29. 29. Adică din cei 43 de 29, scădem pe cei 42 de 29 și ne rămâne singur 29. Nu? Deci spunea, spuneam rezultatul, așa cum l-am văzut și... Dar vede, rezultatul rapid este 29. Și acum să vedem scăderea, 215 minus 216, să scriem și noi. 215 minus 216. Da. Și plus 29. De calcul. 215 plus 29. 215 plus 29. 4, 3 și 2. Și minus 216, să scriu că să fie ghișițul complet. Așa trebuie scris. Deci minus 216. Este egal ca rezultat. Ai spus mai înainte cât face? 234. 234, sigur este bine, nu? Da. 34 și 1 le ținem. Și minus 216. Și iată cât este rezultatul final. Te explic. La 3. Cât? La 3, 4. Ai și bine? 4 se pune, da? 4. Cum ai găsit 3, 4? Am făcut 5 cu 9, 4. 14, 14 cu 1 le ținem. 1 și cu 2, 3. Și cu 1, 4. Așa, mă. Deci, a grijă multă. Multă grijă. Și acum să facem scăderea. 244. 3 minus 1, 2. Și 1, 1. 3 minus 1, 2. Așa, da? Și nimic, nu? 28? Eu am greșit eu. Am greșit aici. Deci cât este?
Așa. Vine 28? Da. Vine 28? Da. Bun. Deci 28 este rezultat. Dragilor, tu... Nu este rezultat 28. Da, de ce nu? 28 plus 29. Și plus 29. Nu l-am adunat pe 29, nu? Nu. Dar de unde a ieșit 244 asta? Din... Vezi? Eu ce? De-aia spun, scrie-mi ieșiță complet. Deci am zis 215 plus 29, i-am pus unul lângă altul, minus 216 ăsta care era aici. Da. Și iată că în clipa asta am adunat 244 am obținut și minus 216 obținem 28. Ce ți-a plăcut de ieșiță ăsta? Ce merită să remarci? Ce lucru frumos? 42 ori 29 și 42 ori 29. Asta! Dacă te prindeai deodată și o sesizai asta, cei care, vezi, în fața ieșiciului, cei care se prinde șmecherii de astea, dau rezultatul rapid. Pe când cel care s-a apucat de muncit și dă drumul la lucru și mai face și, mai face și o greșeală cumva, o rata complet ieșiciul. Deci de aceea, aprofundai, trebuie să fii foarte atent, să vezi cum faci, să vii cât mai des. Da, nu am înțeles să șmecheria. Deci, cu cât prinde mai multe șmecherii, cu atât mărim ritmul la locul ale ieșiții. Că sunt foarte multe ieșiții care au șmecheria asta ascunsă. Da, dar puteți să-mi mai spuneți o dată, că nu am înțeles. Unde? Aici da. Neînțeles, da? Bun. Ce înseamnă 43 ori 29? Înseamnă câți de ani din 29 ar trebui să adun eu? 43. 29, 29, 29, de 43 de ori. Ce înseamnă 42 de 29? 43 de 29. Ei, și din ce? Câți la un loc? 20. 43 de așa, de ani de 29. Am scăzut pe cei 42, de ani de 29. Și mai rămas. Sigur, 29. Bine, bine. Băi, uite, aici mi-a plăcut foarte tare. Deci dacă nu înțelegi ceva, insist să spune. Vă rog frumos să explicați odată că eu nu pot să plec de aici până când mă înțeleg foarte bine. Asta este cel mai important lucru. Înțelegi tu? Bun. Dar dacă stau așa. Ia să vedem. 27 ori 25 minus 25 ori 25 plus plus, să zicem, 43 ori 13 minus 41 ori 13 și scăzut 60. Egal. Sigur că, conform ceea ce știm noi, ne apucăm să mulțim 27 ori 25, 25 ori 25 și descădem pe urmă, ne dă un rezultat, la fel facem și aici, și finalul, și până să vedem și 60, dacă avem de unde, vedem noi, poate sper să fie, și atunci am făcut și am muncit suficient de mult. Dacă totuși te prinzi de poantă, să vezi tu în ce rit face pe asta. Câți de 25 sunt aici? Nu, sunt 27. Da. Da? Aici. Câți de 25? 25. Și din ce 26 scădem pe ăștia 25? Rămân 2. 2 de 25. 25 de 25. Cât fac? 50. Tu ai terminat! 50! Și e acolo la fel. Aici cât faci? Ia să vedeți. 13 plus 30 și 26. Vezi? Plus 26. Minus 60.
Și este egal cu? 76 minus 60 este egal cu 16. Notezi. Înțeles. Vezi tu cât e de frumos la matematică. Ce interesant este. Când ne prindem de poante. Dacă nu ne prindem, muncim cât cuprinde. Hai să vedem, dau încă unul. 1 ori 2 ori 3. Da. 1 ori 2 ori 3. Da. Ori 49. Plus, minus, 5 ori 49. Egal. Deci 1 ori 2 ori 3 ori 49. 1 ori 2 ori 3 ori 49. Minus 5 ori 49. Deci nu se intre oralul David, da, sigur. Nu, eu știu. Hai, la revenim. 1, 2, 3. 6. Deci 6 de al de 49. Ah, gata. Minus 5 de al de 49. Gata. 49. Deci 49. Înțeles. Da? Dar dacă îl dădeam așa. 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 49, minus 23, ori 49, totul de împărțit la 7. Ia să vedem cum ai fi făcut aceste chestii. 1 ori 2, ori 3, ori 4, ori 49, minus 23 de ale 49. 2 ori 4. 8 ori 3 este egal cu 24. Egal cu 49. Împărțit la 7. Deci aici fac 7. Tot face 49 împărțit la 7. Egal cu 7. Și rezultatul este egal cu 7. Vezi? Din nou aici a trebuit să facem, să sesizăm că 20 trebuie mulțit. Să vedem câți de ani de 49. Nu stricăm pe 49, că el este comun și coro și coro și lăsăm așa. O să, da? Și până am făcut scăderea între cei din față, din 24 scădem 23 și iată că am obținut rezultatul respectiv. Să vedem și problema să ce mai avem timp? Cât e fix? E fix. Ne oprim că e important dincolo. Cu ce ne alegem de aici? Vreau să-mi povestești tu, în încheiere, sinteza. Facem și o sinteză. Sinteza ori. Sinteza lecției, cum spuneam, da? Ne obișnim și la clasa întâia, pentru că la clasa a treia, a întâia a fost, mă. Parcă te văd când ai venit de la sport, acolo, clasa zero, că ai spus că pe extrem acolo ai avut o chestie cu nu știu cine, că ți-o făutat. Deci, iată că au trecut ani și suntem clasa a treia. De atunci, nu? Clasa zero a terminat-o, a întâia, a doua, 3 ani. Chiar așa, vreau să te întreb, câte cifre sunt de la 0 până la 9? 10 cifre. 10 cifre, sigur, că la noi noi lucrăm în faza 10. Deci, hai să zicem sinteza oare. Sinteza ori, așa spuneam noi, cum spuneam? Da. Oare. Spune tu, cu ce lucruri pleci de la lecția aceasta? Ce ți-a plăcut ție? Ce lucruri am plăcut mai? Emoția e foarte importantă. Emoția este foarte importantă. Așa, emoția e foarte importantă. Deci, ordinea operațiilor, ordinea operațiilor. Eu știi ce? Am să las aici un semn de întrebare. Cum eu fi venit în minte? De ce noi trebuie să facem mulțire și împărțire și până la adunările scăderile? Cine o stabilit? Ce o visa cineva noaptea? Care e motivul? Ca să fie mai ușor. Crezi tu că ar fi mai ușor? Da, pentru că să nu mai calculez 10 plus 10 plus 10 de 10 ori. Asta e pentru ca să avem mulțirea. Dar eu mă întreb, cine a visat? Că dacă avem așa, 3 plus
2 ori 5 egal cu... De ce nu adunăm pe 3 plus 2 în 3? Și mulțim cu 5. De ce să facem 2 ori 5? Și până să avem cu 3. Care-i motivul? Pentru că dacă faci 2 ori 5, faci 10. Și 3 plus 2, faci 5. Și 5, 25. Deci e rezultatul greșit. Da. Invers, cât în varianta în care știm o stabilit acela așa, 5 ori 2 fac 10 și cu 3, 13. Iar cealaltă variantă care spun eu, 3 și cu 2 fac 5, ori 5 face 25. Care-i motivul de trebuie să facem din cele două rezultate? De ce ăsta e bun? Nu este paranteză. Cine ar trebui să fie în paranteză? 3 și 2. 3 plus 2 și pe urmă să mulțim cu 5. Așa, practic aici doar 2 ori 5 înseamnă că de câte ori este 5? De două ori. De două. Când punem 3 și 2, 5, îl punem pe 5-ul ăsta de 5 ori. Și de ce e greșit? E numai de 3 ori, numai de 2 ori și noi mai punem. Deci e greșit. Așa, da, am și lămurit de ce s-a stabilit ordinea operațiilor. Nu a fost un mofta cuiva. Nu că a visat el noaptea, ci avem argumente. Da? Bun. Ordinea operațiilor, apoi... De știut tabla mulțirii perfect. Da? Da. Tabla. Înmulțirii. Deci, atenție multe, tabla mulțirii știută fără ezitare. Și aici ce mi-ai descoperit tu? Că trebuie să fixezi niște repere. Când ai ceva neclar, cum faci tu 40, 40? 4, 9, 3, 6, pentru că scade un 4. Da? 3 ori 9. 7 ori 4. 7 ori 4. Ai văzut acolo? Ai avut o ezitare. Dar tu ce ai înțeles aici? Mă, dacă eu mă gândeam foarte bine și ziceam 7, 2 din 7 și încă 2 din 7, 14 cu 14 fac 28. Deci aveai tu... Îți găsești soluții. 6 ori 4, 24. 6 ori 4, 24 și mai pui un 4. Deci ce știi foarte bine, te sprijin pe ce știi tu foarte bine, în legătură cu întrebarea aceea. Ne-am înțeles, da? Da. Ce a mai fost aici important? Să vedem șmecherii. Șmecherii, da. Să nu mai pierdem timp la operație. O, stai mă. Șmecherii. Șmecherii, adică te uiți în exercițiu și de acolo până acolo vezi ce speculații, ce șmecherii poți să aplici ca să nu pierzi timpul la... să nu irosești timpul, că, mai ales la concursuri, la teste de acestea, concursuri, la, o să fii olimpiade sau știu, la ce faci tu pe acolo, ei, dacă te-ai prins de poante de acestea, mergi rapid. Dacă nu, muncești, mai și greșești și nu mi-a ajuns timpul. Spune-mi așa, nu mi-a ajuns timpul, dar nu ți ajunge pentru că nu, cel care se duce pe șmecherie are precizie rapidă, precizie maximă și rămâne timp. Să corecteze. Da, îi rămâne timp să-și corecteze și să iasă și printre primii și e extraordinar. Pentru dat ca temă, se face așa ca temă următoarele chestiuni. 47 minus 49 ori 3 plus 49 ori 4 totul înmulțit cu 2. Cu 12. Egal. Apoi 13 minus 53 ori 12 plus 53 ori 13, totul înmulțit cu 7, egal. Și să-mi adun numerele 1 minus, îți face următoarea operație, 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11 minus 12 plus 13 minus 14 și plus 10.
plus 15. Egal. Aceste exerciții le avem ca temă. Da, dragilor, o lecție de debut, o lecție frumoasă, interesantă, unde ne-am încălzit. Încă o dată dovadă că după vară lucrurile stau așa și așa și învățătorii și profesorii trec în această perioadă de acomodare. La revedere! La revedere! Să nu uitați de like, share, să vă abonați la profil online. La revedere! La revedere, dragilor!